În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preaiubite Părinte, iubiți credincioși, iată ne-a binecuvântat Bunul Dumnezeu cu binecuvântarea Preasfințitului nostru Nestor, ca acum la ceas de seară să fim aici la rugăciune în această parohie și comunitate minunată care este aici la Pojoga și să trăim împreună slujba Pavecerniței Mari. Slujba Pavecerniței Mari este una dintre cele mai frumoase slujbe din cultul nostru bisericesc. Este una dintre cele mai frumoase slujbe din toată imnografia ortodoxă, pentru că cântăm aceste cântări profetice. Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, fi cu noi, deja este o cântare din Noul Testament. Și în cadrul acestei slujbe, în cadrul Pavecerniței, avem marele dar de a citi și de a cânta în aceste prime 4 zile canonul cel mare a Sfântului Andrei Criteanu. Această slujbă a Sfântului Andrei Criteanu, această alcătuire imnografică, această compoziție imnografică, este poate cea mai frumoasă compoziție imnografică din toată biserica. Spun Sfinții Părinți că nimeni n-a mai reușit să compună o slujbă atât de complexă și atât de lungă și atât de cuprinzătoare, ceea ce a reușit Sfântul Andrei Criteanu acum peste 1250 de ani, 1300 de ani. Pentru că Sfântul Andrei a fost un om al lui Dumnezeu care a trăit de prunc în biserică și de mic copil a crescut la mănăstirea Sfântului Mormânt din Ierusalim. Și s-a remarcat încă pe la 16 ani, de era deja diacon și ținea predici. Era un fenomen, cum am spune astăzi, intelectual. Și în calitatea aceasta lui de diacon și de secretar al Patriarhului din Ierusalim, s-a dus la Constantinopol, o treabă bisericească, și când au văzut cât este de talentat, de dăruit de Dumnezeu și de învățat, nu l-a mai lăsat să se întoarcă înapoi la Ierusalim, patriarhul de acolo ecumenic, ci l-a făcut episcop, l-a hirotonit episcop al Cretei și a rămas acolo până la sfârșitul vieții, ca episcop al Cretei. Ei, el a ajuns, un mare sfânt și imnograf, care a scris foarte, foarte multe cărți și imnografii, dar această slujbă a canonului este cea mai bogată, cea mai frumoasă și cea mai bogată, pentru că în întregimea ei, deci în compoziția ei originală, are peste 400 de strofe sau 400 de tropare. Și în a cincea săptămână, deci miercuri seara, când se face utrenia de data aceasta, atunci, noi îl vom auzi citit sau când și cântat întreg. Deci 400 de tropare. Și dacă ați observat, Sfântul Andrei ne poartă prin tot Vechiul și Noul Testament, ceea ce trăim acum în primele patru seri, și învățăm de la Adam și Eva, de la Cain și Abel, la primii frați din lumea aceasta, învățăm ce-i bine și ce este rău. Și ni se dă exemplu ce să luăm bine și ce să nu facem, ce-i rău să nu facem. Și mai ales ne dă exemple de pocăință de la atâți oameni din Vechiul Testament care au fost sfinți, care au păcătuit la un moment dat, dar s-au întors la Dumnezeu apoi. Și s-au întors așa de bine că s-au făcut sfinți. De exemplu, regele Manase. Regele Manase al Ierusalimului, al iudeilor, a fost unul dintre cei mai mari ticăloși care a fost vreodată pe pământ. El l-a tăiat cu fierăstrăul pe unchiul lui, pe Sfântul proroc Isaia. L-a tăiat cu fierăstrăul. Și multe rele a făcut. Și totuși, atât s-a întors la Dumnezeu, după ce a zăcut bolnav, încât s-a căit de a rămas în istorie, cum a plâns, cum s-a pocăit, și ne-a lăsat o rugăciune atât de frumoasă, care se citește, ați auzit-o la Pavecerniță, care nu este poate o rugăciune alături de Psalmul 50 al lui David, mai frumoasă și mai adâncă decât această rugăciune de pocăință. Deci atât un om care a făcut atâtea rele și care, ca să nu
țină legea lui Dumnezeu, să poată face toate ticăloșiile cum vrea un conducător când are puterea în mână, la Sfântul Proroc Isaia era cel mai important om. Era și nepot și unghi regi, a profețit sub 6 regi. Și fiindcă era un om, cum ar fi fost Sfântul nostru Părinte Arsenie sau Cleop, un mare om care asculta toată țara de el, regele l-a omorât ca să nu-l mai contreze că nu face voie Dumnezeu. Și l-a omorât în așa fel că l-a tăiat cu fierăstrău. Și totuși, iată, acest rege așa de mult s-a căit că a lăsat această rugăciune de a rămas peste veacuri, iată, de aproape 3.000 de ani a rămas și ne rugăm cu ea. Zice, Doamne, dezleagă în legăturile mele că cătușe de fier sunt legate, adică legăturile acestea ale păcatului care te pun în iad încă de pe pământ. Și apoi zice că Tu, Doamne Dumnezeule, ești Dumnezeul celor drepți, dar n-ai pus pocăință pentru Avram, pentru Isaac și pentru Iacob, care nu ți-au greșit ție, adică pentru oameni, ci ai pus pocăință pentru mine, pe care am greșit mai mult decât nisipul mării, mai mult decât stelele cerului, mai mult decât picăturile de ploaie și toate păcatele le-am făcut. Dar iată, căința aceasta adevărată. Ei, părintele mi-a sugerat în seara aceasta să vă vorbesc puțin despre rugăciunea în viața creștinului. Așa a scris dânsul acolo pe program, când mi l-a trimis. Și eu o să încerc să vă spun câteva cuvinte pe această temă. Mai întâi vreau să vă spun că scopul vieții noastre, scopul vieții creștine, este dobândirea dragostei. Scopul vieții creștine, Sfântul Serafin de Sarov zice că este unirea omului cu Dumnezeu. Să se unească omul cu Dumnezeu, să dobândească darul Duhului Sfânt și prin Duhul Sfânt să se unească cu Dumnezeu. Acesta e scopul vieții. Deci, cu alte cuvinte, noi am putea zice, scopul vieții este dragostea. Pentru că Dumnezeu este dragoste și noi trebuie să ne unim cu Dumnezeu în dragoste. Aici pe pământ, dragostea, noi o trăim tot timpul în formă de cruce. Zicem că îl iubim pe Dumnezeu, dar pe Dumnezeu nu-l vedem. Fiindcă nu-l vedem pe Dumnezeu, noi nu avem cum să ne arătăm dragostea față de El. Și atunci Dumnezeu zice, bine, dacă nu mă vedeți și vi-e greu ca să mă iubiți pe mine când mă vedeți, iubiți-vă voi unii pe alții. Și dacă vă iubiți voi unii pe alții și trăiți în iubire și vă ajutați unii pe alții și vă rugați unii pentru alții, vă sprijiniți unii pe alții, e ca și cum m-ați iubit pe mine. Deci, prin dragostea voastră a unora față de alții, ajungeți la dragostea mea. Ei, de aceea, tot timpul cât suntem pe pământ, trebuie să cultivăm dragostea. Să cultivăm dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni. Că așa este omul făcut, vedeți, în formă de cruce. Și dragostea vine la Dumnezeu, dar să varsă în cele două brațe ale crucii, adică să varsă peste toată creația lui Dumnezeu. Și atunci noi, cum putem ca să dobândim această dragoste? Pentru că această dragoste, Dumnezeu ne-a dat-o la început și Dumnezeu ar vrea să o păstrăm și să sporim, să creștem în ea. Dar noi nu putem, pentru că vedeți, încă de când suntem copii, pe de o parte, suntem nevinovați și fiindcă suntem nevinovați, putem iubi și ierta ușor. De un copil iartă, se supără, dar iartă ușor, imediat, iartă și uită. Pentru că are nevinovăția sufletească. Dar pe de altă parte, fiindcă e născut în păcate și are și gena păcatului, vedeți, încă de copil, cât uneori e de egoist, de răutăcios, vrea numai el biberonul, vrea numai el jucăria. Vedeți? Deci ce luptă între bine și rău însăși în sufletelul unui copil. Deci, lupta aceasta între bine și rău se dă încă de când suntem mici copii și se dă pe inimioara omului, pe inimioara copilașului. Ei, acum, odată cu creșterea noastră, ar trebui să creștem și în dragoste, în dragoste de Dumnezeu și în dragoste de oameni. Ei, cum putem să creștem în dragoste?
Dumnezeu ne-a dat mai multe ajutoare. Dar zice că cel mai mare ajutor este, care ne-l-a dat Dumnezeu, este credința dreaptă în El. Să credem drept în Dumnezeu. Ortodoxia, care înseamnă dreaptă credință, dreaptă cunoaștere, dreaptă trăire, dreaptă lauda lui Dumnezeu, dreaptă slavoslovire, este marele dar al lui Dumnezeu care l-a făcut față de om. Și Dumnezeu ne-a dat acest dar și ortodoxia se manifestă în biserica lui. Vedeți că aici în biserică, acum pe duminică, vom avea Duminica Ortodoxiei și vom citi pastorala Sfântului Sinod. De ce? Pentru că noi nu suntem niște creștini izolați aici în parohia aceasta sau fiecare la casele noastre, ci suntem toți împreună. Suntem toți împreună o biserică. Vedeți, noi primim rugăciunile și învățăturile de la București, unde e Sfântul Sinod. Dar Sfântul Sinod cuprinde, este format din toți episcopii Bisericii Ortodoxe Române. Dar sunt și alte biserici și toți formăm una. Ei, toți oamenii care cred, toți de pe pământ, că poate și unii care nu știu că cred, dar cred, toți formează trupul lui Hristos. Biserica este trupul lui Hristos. De aceea biserica nu trebuie să o confundăm cu o asociație sau cu o instituție oarecare, cum e în lumea aceasta. Nu. Pentru că biserica este trupul lui Hristos. De ce este trupul lui Hristos, dragii mei? Pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om ortodox pentru a se uni cu El, pentru o relație cu El. Prima dată l-a făcut pe Adam. Și Adam era în rai. Și dacă asculta de Dumnezeu, ajungea să se unească cu Dumnezeu și unit rămâne pe veci. Dar nu a putut ajunge până la nivelul ăsta că a ieșit din rai și s-a dus să pună nume la animale pe acolo, nu departe, poate de grădina raiului. Și umblând pe acolo, că în rai nu intra satana, nici animalele. Dar unul pe acolo a venit satana și l-a ispitit. Pe femeie și a zis, da, chiar o zis Dumnezeu să nu mâncați și așa mai departe. Știți, și l-a ispitit. Ei, când l-a ispitit și uita de Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu și uitat ca să împlinească porunca lui. Și a uitat, o greșit. Și dintr-o dată s-a simțit gol. Gol, ce înseamnă gol? Dezbrăcat de har. Vedeți, copiii până-s micuți, sunt îmbrăcați în har. Ei nu simt că-s goi. Copilași de un an, doi, el e nevinovat. Că e îmbrăcat în lumină, în har. Așa era omul, deși avea poate vreo 300 de ani, când a căzut Adam sau mai mult, făcut la 300 de ani. Ei, de la căderea aceasta a omului, deci Dumnezeu, să știți, nu ne-o lepăda pe noi, ci o căuta tot timpul ca să ne salveze și cât au putut, știți cum a făcut Dumnezeu? Mare dragoste are față de noi. Am putea spune că, ca și un doctor bun, alege celule sănătoase din organism, din trup omenirii, o ales care au fost mai curate, niște celule, anumit Avram, Isaac, Iacob, Noe. Și așa au creat o spiță, o genealogie de oameni mai puțin păcătoși. Toți suntem păcătoși, dar mai puțin păcătoși. Până când au ajuns la Maica Sfântă, la Maica Domnului. Maica Domnului, ea s-a născut din Sfinții Părinți Ioachim și Ana, pe cale naturală, dar nu din patimă. Acești Sfinți Părinți erau atât de curați și de rugători și de temători de Dumnezeu, că nu mai aveau patimi ei și erau bătrâni, aveau aproape 80 de ani când au născut-o pe Maica Domnului. Și oarecum a fost și lucrare omenească, dar mai mult lucrare lui Dumnezeu. Și atunci s-a putut naște o ființă fără de păcat, Maica Domnului. Ei, Maica Domnului, ea fiind fără de păcat, este noua Evă. Vedeți? Prima Evă o greșit. Ei, acum, în pământul acesta păcătos, cât o păcătui lumea 5508 ani, de la Avram până la Hristos, totuși, iată, o fată, o fecioară, o fetiță, care a trăit viață fără păcat, nici cu gândul nu a păcătuit. E drept că a trăit dusă de Sfinții Părinți la templu, în Sfântul Altar. Dar cine putea că intra în Sfântul Altar, că orice om murea? Ea a trăit 12 ani. Și ea l-a născut apoi din Duhul Sfânt pe nou Adam, așa cum
ar fi trebuit să nască Eva prin rugăciune, nu prin păcat, că în rai nu era păcat. Și iată, așa apare nou Adam. Și acum vedeți că noi suntem între Adam cel trupesc, strămoșul nostru, și Adam cel duhovnicesc, care e Hristos. Și în persoana lui Iisus Hristos, deci a început de s-a unit firea noastră omenească cu firea dumnezească. Asta e unul dintre cele mai importante lucruri care se învață în dogmatică, la teologie, că s-a unit firea omenească cu firea dumnezească, în pântecele mai și sfinte. Și Hristos e și Dumnezeu și om în același timp. Și atunci, El, fiindcă e și Dumnezeu și om, pe de o parte e Dumnezeu, nesfârșit, preasfânt. Pe de o parte e om ca noi, ne putem atinge de El. Prin atingerea de El, El fiind sfânt, noi trecem direct la Dumnezeu. Tot trecem. Și de aceea, iată că cei în biserică, biserica îi trupul lui. De ce zice trupul lui? Pentru că e formată din cei care cred în El. Oamenii cred în Hristos și crezând în El, prin El intră la viața lui Dumnezeu. Viața lui Dumnezeu e viața fără păcat, viața sfântă. Și iată așa ne trece Dumnezeu cumva din moarte la viață. Ei, această trecere a făcut-o Dumnezeu cu mare har pentru noi, pentru că sunt iată de 2000 de ani, poate milioane mântuiți, sau miliarde poate, chiar, dar milioane de sfinți. Nu știu, cred că biserica are trecut în Sinaxar peste 200 de milioane de sfinți. Ei, aceștia sunt biserica biruitoare, sfinții. Și atunci iată cum s-a creat deja această comuniune de sfințenie care este biserica. Ei, biserica, dragii mei, prin ce se rezumă? Care e locul ei principal? Adică, care e rolul ei principal? E loc de rugăciune, cum zicem noi. E casa Tatălui, casa rugăciunii. Ei, la locul acesta de rugăciune, și noi zicem în cântări, veniți creștini la rugăciune, în casa Domnului cel Sfânt, veniți creștini, plecați de genunchi și fruntea voastră. Locul acesta de rugăciune, de fapt, prin rugăciune noi începem unirea cu Dumnezeu. Și de aici începe rugăciunea noastră în viața de zi cu zi. Pentru că, așa cum am spus, scopul vieții este dragostea, unirea cu Dumnezeu. Dar cum să faci asta? Că oriunde te duci în lume, te învață egoist. Fiecare te învață o mie de profesii, o mie de meserii, o mie de școli. Fiecare are... și pretinde, fiecare religie, afară de cea ortodoxă, pretinde că ea e cea mai bună. Și atunci toate te separă, nu te mai unesc unii cu alții. Și atunci, iată că ai nevoie deci de a veni la biserică, de a redobândi această unitate. Și această unitate de să face în biserică, în Dumnezeu și unii cu alții, și să face prin rugăciune. Rugăciunea, să știți, este nu doar așa, poate cum am învățat noi, să ne rugăm seara și dimineața, care e primul lucru, prima datorie. În Vechiul Testament, cei mai evlavioși și la noi, zice să ruga de 7 ori pe zi, zice prorocul David, de 7 ori pe zi te-am lăudat. Sfântul Pavel zice deja în Noul Testament, neîncetat vă rugați. Adică starea aceasta de biserică, adică ce a trăit dumneavoastră, ce am trăit noi cu toții în această seară, acum, aici, în biserică, e ceva pe care trebuie să-l trăim tot timpul. Adică starea aceasta trebuie să o ducem cu noi. Și atunci Dumnezeu ne-a dat rugăciuni scurte. Ne-a dat rugăciuni pe care să le zicem când nu suntem în biserică, când suntem pe drum, când suntem acasă, când suntem la lucru, când suntem conducem mașina, când în orice stare ai fi neîncetat să te rogi. Așa se zice Sfântul Pavel, zice, neîncetat vă rugați, pururea mulțumiți, pururea bucurați-vă, întru toate mulțumiți. Pentru că rugăciunea aceasta, așa ca răsuflarea sufletului, adică ca stare permanentă, este singura, să știți, care ne ajută și ne face să păstrăm dragostea de Dumnezeu. Deci dragostea de Dumnezeu nu o putem păstra cu noi în lumea aceasta, decât dacă păstrăm darul rugăciunii. De aceea toți
slujitorii lui Dumnezeu, toți oamenii lui Dumnezeu, se rugau la Dumnezeu și cereau mijlocirile Maicii Domnului ca să le dea harul rugăciunii, să le dea harul să se roage și când merg pe drum, și când orice fac, să nu piardă legătura cu Dumnezeu. Pentru că în starea aceasta de rugăciune, care trebuie să fie neîncetată, prin aceasta, de fapt, tu păstrezi legătura cu sfințenia casei lui Dumnezeu. Păstrezi legătura cu Hristos. Îl porți pe Hristos în tine. Pentru că omenește, vedeți, firea noastră e ispitită și atrasă de lucrurile lumii. Dar când te rogi, rugăciunea care lucrează în tine, Harul Duhului Sfânt, nu-ți dă, nu te duce în ispită. Adică ispita te îndeamnă într-una, dar rugăciunea te cheamă la altceva. Și de aceea noi avem această datorie de a ne ruga cât putem, cât putem de des, cât mai mult. Sigur că rugăciunea ar trebui să fie, dacă am putea noi, mai mult de mulțumire, mai mult de lauda lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem făcuți ca să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să lăudăm pe Dumnezeu pentru toate. Să-i mulțumim pentru fiecare clipă de viață, pentru fiecare secundă de viață. Să-i mulțumim pentru că ne-a dat viață. Că avem aer, apă, lumină, soare și tot ce avem. Pentru toate, starea aceasta de mulțumire ne-ar ține într-o legătură cu Dumnezeu. Apoi, dacă am început să-L și lăudăm, că lauda de Dumnezeu, asta e unul din scopurile pentru care Dumnezeu l-a creat pe om, începe să-L și lăudăm, am început să simțim lumea cea cerească. Lumea cea cerească, să știți, tocmai prin aceasta se definește că este o lume în care neîncetat se laudă Dumnezeu. Și de ce se zice că când se cântă topar la un cuvios, că s-a făcut înger pământesc? Adică că s-a, pe pământ fiind, s-a luat la întrecere cu îngerii. Știți că l-am prăznuit acum duminică pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu, care a fost fiul unui mare senator din Roma, demnitar, și care de copil micuț, când avea poate vreo 10 ani, a prins o dragoste de Dumnezeu că numai să ruga într-una. Și părinții pe la 16 ani l-au logodit, pe la 18 l-au căsătorit. Dar în noaptea nunții i-a lăsat inelul la mireasă într-o bazma aurită și s-a dus. Și a trăit ca puznic, dar puznic în mijloc orașului, 17 ani în Edesa, pe treptele Catedralei Adormirii Maicii Domnului din Edesa, fosta capitală Armeniei, deci rugându-se zi și noapte, mânca un pic de pâine și apă în fiecare zi și se ruga neîncetat. A ajuns la o stare de rugăciune că noaptea la 12 se deschideau ușile bisericii, catedralei, și el se ruga până la 6 dimineața și când ieșea se închideau înapoi. Și s-a descoperit la un părinte sfânt că este un om al lui Dumnezeu la care îi se deschide cerul când se roagă. Și s-a închis în biserică acest părinte și a văzut minunea. Cum la miezul nopții, acest cerșetor, că el era un cerșetor, stătea ca un cerșetor acolo, a fost prinț la Roma. Și când a văzut că la 12 noapte se deschid ușile singure și când a început să roage, s-a deschis bolta bisericii, a coborât o lumină peste el și el se ruga în această lumină și unea cerul cu pământul în rugăciunea lui. Și oriunde merea, zicea ăsta, apără o cetate, apără lumea, unește, e mijlocitor între Dumnezeu și lume. Și l-a văzut rugându-se până la 6 dimineața în această stare. Deci, iată, vedeți, rugăciunea, pentru că omul, începând să laude pe Dumnezeu, să mulțumindu-se cu puțin, mulțumindu-se cu ce are, și începând să laude pe Dumnezeu, omul, să știți, începe să își devină ceea ce trebuia să fie. Să devină el, de fapt, ființă lăudătoare de Dumnezeu. Că acesta e rostul lui. Vedeți că aici, pe pământ, acum, noi avem multe treburi. Dar trebuie să știm că treburile acestea noastre sunt trecătoare. Că trebuie să muncim, trebuie să ne îngrijim. Dar nu peste măsură. Pentru că toate câte le facem, le ducem până la ușa mormântului. Și dincolo de mormânt vom merge doar cu starea duhovnicească pe care o acumulăm. Dacă ne deprindem cu rugăciunea și vom avea rugăciune noi și har la Dumnezeu, vom trece dincolo de mormânt, bucuroși și fericiți.
Dacă nu, lucrurile care le facem pentru aici și ne trudim pentru ele și ne dăm inima uneori și sufletul și mintea, ele se vor opri la poarta cimitirului. Și de aceea, iată că în rugăciunea noastră, deci de zi cu zi, trebuie să avem acest lucru. Să avem acest lucru, zice, adică, cum zice Sfântul Antonie cel Mare, zice, neînceta pe Dumnezeu să-L ai înaintea ta. Că nu în dreapta, nu în stânga, nu în spate, ci înaintea ta, pe Dumnezeu. Zice, în tot ce faci, să ai mărturie din Scripturi. Adică orice faci, legile omenești sunt multe și nenumărate și să contrazic unele pe altele sau să schimbă la fiecare epocă. Legea lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Peste 3.000 și 5.000 de ani este aceeași. Deci în tot ce faci, să ai mărturie din Scripturi, pentru că cuvântul Domnului rămâne în veac. Și zice, dacă te-ai pornit pe un drum, zice al treilea lucru, să nu te oprești până nu-l sfârșești. Adică să, dacă ai pornit pe o cale dreaptă, să o duci până la capăt. Zice, aceste trei lucruri. Ei, zic alți dumnezeiești, părinți, că pe lângă faptul că l-ai pe Dumnezeu înaintea ta, trebuie să mai ai un gând ca să te poți ruga cu adevărat. Care e acest gând? Noi știm cu toții că nu ne vom uni cu Hristos de plin decât atunci când vom pleca din lumea aceasta. Și atunci Sfinții Părinți au zis, noi am murit pentru lume când ne-am botezat. Noi deja am trecut de moarte. Moartea e în spatele nostru. Dar ca să nu păcătuim și să ne rugăm neîncetat, să ne putem ruga, să avem alături de persoana lui Iisus Hristos care stă în fața noastră, să avem pomenirea morții. Așa se spune. Adică să avem pomenirea morții. Adică eu voi muri. Am murit de fapt, că am murit atunci când m-am botezat, că am murit și am înviat cu Hristos. Dar eu trebuie să fiu conștient de această moarte față de lume și să fiu tot timpul viu numai pentru Hristos, ca să fiu cu Hristos. Și așa să mă rog. Și atunci aceasta te ține drept cumva pe calea lui Dumnezeu. Să știți, rugăciunea este foarte importantă așa în viața de zi cu zi, mai ales așa să faci rugăciuni scurte și mai ales la copii. Eu spun eu că acolo la copii care spovedesc. Deci, pe lângă faptul că te rogi seara, dimineața, zice că la 4 se deschid cerurile, când încep, nu știu, sute de liturghii la Sfântul Munte. Și rugăciunea dimineața e mai de trei ori mai puternică decât cea de seară. Dimineața ești... Dacă te rogi bine, dimineața, toată ziua ai putere spirituală. Dar rugăciunea nu trebuie să fie doar așa zisă și după aceea mă ce mai rog seara. Ci rugăciunea trebuie să fie cumva ca și o pastilă de întărire. Eu nu pot trăi numai cu medicamente. E 30 și ceva de ani. Și medicamentul acesta care ia ca o capsulă, tot din minut în minut, ia, e rugăciunea. Asta e un medicament. Dar nu pot trăi fără el. Și mă trec două minute și iar mă trezesc rugându-mă. Și tot așa, tot așa. Ei, rugându-te, le spui eu la copilași care este așa, ca voi, le spun, măi, te-ai rugat dimineața, da, când te duci la școală, mai treci o oră, două, poate că simți uneori că tu n-ai răbdare, n-ai iubire, nu, parcă nu ești atent la lecție, nu, mintea nu se limpede. Ia roagă-te un pic și o să vezi cum imediat dispare, zici un tată nostru, zici, Doamne, să fii Dumnezeu, miluiește-mă, și imediat ești treaz, ești fericit, ești, imediat, ai putere de a memora. Și așa se dezvoltă omul. În paralel cu creșterea aceasta omenească, care o avem, trebuie să o avem, trebuie să crești și intelectual, să cunoști, dar mai ales să crești duhovnicește, să crești prin rugăciune, să înveți să te rogi. Că dacă te rogi, toate celelalte se fac ușoare. Noi, când eram noi copii, acum 60 de ani aproape, 50 ceva, era, și învățam rugăciune, cât învățam acasă, așa, dar mergeam noi acolo la țară, mergeam 5 km până la școală, pe jos. Asta? Și ziceam tatăl nostru uneori și de 50 de ori. Și mi-am dat seama, după aceea mare, că zicând tatăl nostru de 10 de ori, așa de repede înțelegeam că noi făceam clasa întâia cu a treia și a doua cu a patra.
Că eu în clasa a doua deja știam și materiile de clasa a patra. Știu istoria României, știu și acum aproape toți domnitorii între ce ani au domnit și ce lupte au purtat, din clasă, ascultând cum preda la ceilalți. Deci pe lângă. Pentru că am văzut și de-am dat seama asta, dacă te rogi, Dumnezeu îți deschide, îți luminează mintea, toate lucrurile devin ușoare. Și am văzut asta cu 35 de ani, când m-am apucat să învăț pentru teologie, că toate științele care în liceu îmi păreau grele, fizică, aveam un profesor de fizică care, Doamne, cât mai discutam cu el pe teme de fizică, de chimie, de filozofie. Și când am citit teologie, am văzut că toate științele sunt piticuți așa, îți dau până la un moment. Că numai teologia te învață infinitul, te învață viața. Și toate celelalte sunt foarte puține și ușoare și să înțeleg foarte ușor când te rogi și te apropii de Dumnezeu. Și vă mai îndemn un lucru. Încercați să vă rugați încât să simțiți rugăciunea. Să simțiți că rugăciunea lucrează în voi. Adică eu mă rog, dar să văd că rugăciunea a făcut ceva. Ați auzit cum a zis Domnul Hristos în Evanghelie? Zice, când vă rugați și cereți, zice, să credeți că deja s-a împlinit. Adică, și așa să te rogi, să vezi în viața ta, fiecare, faceți o experiență. Ai odat ceva, ia să mă rog încât poate uneori vine un câine la mine. Și ia, de ce să mă apăr cu bățul? Că cel mai mare băț e rugăciunea. Arma, cea mai tare din cer și pământ e rugăciunea. Ia să mă rog. Eu am văzut tot așa, vă spun, cu rugăciune. Mergeam de la noi, de acolo, din sală, la mănăstirea Rohia, peste deal. Pe vremuri, atunci pe vremuri, liceu comunistă, erau zeci de stâne. Se adunau uneori câte 30-40 de câini. Și eu am vrut să văd că prin rugăciune, dacă mă rog, să liniștesc câinii. Și am văzut, odată zic, nu mai am, iau bâtă, nu mai am nic, ia să văd. Dacă Dumnezeu vrea să mă muște, slavă Lui. Și am văzut cu putere. Când mă rugam intens, măi, se opreau, parcă, nu știu, un zid nevăzut, nu știu ce, opreau. Lăsam o secundă de rugăciune, un pic, veneau 2 metri în față, câte 40 erau. Și am văzut, deci, puterea rugăciunii. În multe, multe momente ale vieții. Foarte, foarte multe. Și asta și pentru oameni, și multe, multe feluri. Vă spun, încă până nu eram la mănăstire. Și din mănăstire, am acum 24 de ani nevastare, o mănăstire că am început la zero. Și am văzut o dată acolo, era vara, până iulie, nu ploase o lună de zile. Și stăteam în niște corturi militare și niște beciuri sub pământ acolo, cu pâine și cu apă, că nu era altceva, nimic acolo. Foarte... Și a venit, după ce a aflat de noi, primul epitrop de acolo din sat, că era o filie, Cristorelu, și preotul vinea doar la 2 săptămâni sau la 3. Și zice, părinte, faceți o rugăciune ploaie, dar eu n-am unde face liturghie, făceam poscânduri acolo afară, sub cerul liber. Și am făcut rugăciune, și am văzut atunci când trăiești cu pâine și apă, deci când postești, cât de aproape Dumnezeu de tine. Deci am făcut liturghia așa în gând, că nu aveam cântăreț, eram la singur. Și după ce am citit din Molifelnic rugăciune de ploaie, am citit 3 rugăciuni, la 5 minute a început să tune. Eu m-am uimit. Doamne, așa de aproape Dumnezeu de noi, adică numai puțin îi cer și deja... Deci, și am văzut de Dumnezeu e foarte aproape de noi. Și acum asta să știți, Dumnezeu e aproape de noi, că eu zic de mine, că zic, dacă eu, care, cum zice Sfântul Siloan, care sunt cel mai mare păcătos, zic, e atât de aproape de Dumnezeu, mă gândesc, ce ar fi dacă s-ar ruga un copil nevinovat? Sau nu știu, cred că s-ar deschide cerul, s-ar coborâ cerul pe pământ. Deci, de aceea, exersați rugăciunea. Nu o faceți numai așa de formă, că mă rog, sară dimineață, nu la biserică, fac nu știu. Dacă o faci numai așa de formă, da, nu câștigi mare lucru. Dar dacă o faci din inimă, așa, să vezi, eu trebuie să văd că se întâmplă ceva când mă rog, atunci să știți că mare hară e rugăciunea. Și Dumnezeu îi ascultă pe oamenii păcătoși, să știți, oameni păcătoși, de care sunt eu. Dar dacă se smeresc, cu o singură condiție, adică să se smerească, când omul e smerit, Dumnezeu îl ascultă. Scrie în viața Sfântului Iosif, de la Parcos, Iosif, care are moștile în Timișoara, la catedrală, asta, zice că, el după, vă dați seama, el a venit mitropolit al Timișoarei la 82 de ani. Era de 62 de ani în Sfântul Munte. Călugăr de nevoință, deja era un făcător de minuni în viață, multe minuni a făcut, dar zice la un moment dat, știți că orașul Timișoara, în timpul turcilor, a fost 270 de ani sub turci, pașalic turcesc, era făcut din lemn. Toată cetatea era din lemn, de stejar și de altă. Nu era din
piatră sau din ziduri. Și într-o zi de sărbătoare, deci când Sfântul slujea, vechea catedrală metropolitană era închinată Sfântul Ilie și chiar de Sfântul Ilie în anul 600, 1650 l-a instalat pe Sfântul Iosif. Odată, deci, datorită unei neatenții, nu se știe cum, o lua foc biserica și o lua foc tot orașul, vă dați seama cum era din lemn, casele era din lemn, zidurile, clădirile publice, tot era numai din lemn, ard. Și Sfântul Iosif, vedeți ce a făcut, s-a dus, s-a îmbrăcat în veșminte arhierești și s-a pus cruce culcat pe pământ cu fruntea în țărână în fața bisericuței aceea închinată de Sfântul Ilie. Și a stat, nu știu cât a stat, o oră, două, așa, și s-a rugat lui Dumnezeu. E, Dumnezeu a dus o ploaie, că nu erau pompieri atunci. A dus nori, ploaie și a tunat așa, și a venit ploaie și a stâns focul. După aceea minune zguduitoare, știa sultanul Mehmed, Mahomed al IV-lea, cel mai puternic sultan turc, știa de Sfântul Iosif, că e făcător. Pașa știa, că pașa de, care avea sediul la Vârșeț, i-a făcut o minune numai când trecea în drum spre Timișoara, că nu putea să-i nască prima cadână și auzit, zice, i s-a arătat îngerul Domnului și a zice, trece preotul, marele preot al gheaurilor. El numai zice, dacă trece prin casa voastră, vi se vindecă bole, se ușurează suferințele. Și așa a fost. L-a chemat și s-a ușurat, s-a născut. Ei, a stat după aceea 3 zile închis, numai s-a rugat, și pentru toată viața, avea acum 84 de ani Sfântul Iosif, mai stat un an și după aceea s-a retras la Partoș, i s-a făcut o cruce, așa, de rană de cruce, ca și la Domnul Hristos, pe mână, dar care noapte se vedea ca o lumină, strălucea de lumină. Așa a rămas pe tot restul vieții. Și el s-a retras, de ce s-a retras? Pentru că el n-a vrut ca oamenii așa sunt, simplitatea lor, să-l aclame pe el. Zic, vai, ce minune a făcut Sfântul nostru mitropolit. Nu, ci să-l slăvească pe Dumnezeu. El a mers și s-a aruncat cu fața la pământ și l-a slăvit pe Dumnezeu și oamenii să-și vină și ei să slăvească pe Dumnezeu și să aibă încredere în Dumnezeu și să-L laude pe Dumnezeu. Era atât de sfânt că, zice, atunci când l-a dus la Partoș, 87 de ani, și s-au dat acolo zeci și sute, 1000 au mers cu dânsul din Timișoara și a făcut rugăciune, zicea, vindecă-ne, Sfinte Părinte, vindecă-ne. Zice, el s-a rugat și a zis, oameni buni, rugați, credeți în Dumnezeu, Dumnezeu vindecă, dar El lucrează pe noi și la rugăciunile noastre, oamenilor simple, dacă ne rugăm cu adevărat. Și spune că după când s-a pus la rugăciune cu poporul, din nu știu câte zeci de paralizați, 11 s-au ridicat odată, sănătoși, 11, dintr-o dată și apoi încă 9. Vedeți? Deci cât de aproape este Dumnezeu de noi. Deci rugăciunile, cum vă spun, trebuie să le făcute, să vezi că în viața ta s-a împlinit o rugăciune cumva. Sigur, eu v-am spus aceste exemple, poate că dumneavoastră aveți în viețile dumneavoastră mult mai multe întâmplări, că fiecare om are viața lui o întâmplare minunată și s-a împlinit ceva și așa. Dar să nu uitați acest lucru. Scopul vieții este să dobândim dragostea de Dumnezeu și dragostea de oameni și să ne unim cu Dumnezeu dragoste și în oameni cu dragoste. Și această dragoste se poate dobândi, se poate păstra și poate spori cu rugăciunea. Cu rugăciunea cât de deasă, rugăciunea deasă, rugăciunea neîncetată, dacă s-ar putea. Maica Domnului este, de aceea a fost cea mai sfântă, zice că ea nicio secundă n-a fost să nu-L aibă minte pe Dumnezeu. Sau inimă, nicio secundă, tot timpul să ruga. Și zice rugăciunea întrupată, împărăteasa rugăciunii. Și urzitoare de rugăciune. Și de atunci, pentru că ea e prima care a dobândit rugăciunea neîncetată, ea ne dăruiește și nouă, ne mijlocește și nouă. De aceea să căutăm cu ajutorul Maicii Domnului și cu ajutorul Sfinților să împlinim această cerere a lui Dumnezeu de a ne ruga neîncetat ca să fim cu El uniți spre fericirea noastră aici, pe pământ și mai ales în veșnicia fericită. Amin. Mărite Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.